În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Zicem cu toții, Împărate Ceresc! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dădătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în al preasfințite Părinte binecuvintat. Cu noi este Dumnezeu cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Ați o introducere. În al preasfinției voastre, prea cuvioși și prea cucernici părinți, prea creștini, iată parcă acum 12 ani a fost un moment care nu ni l-am fi dorit și am fi vrut ca acel moment al despărțirii față de Părintele Arsenie Papacioc să fie cât mai departe, cât mai târziu, dacă se poate. Dar voia lui Dumnezeu a fost ca momentul încetării activității misionare pe pământ a Părintelui Arsenie să fie pe 19 iulie 2011, un moment care ne-a surprins. Pentru că Părintele, chiar dacă era slăbit, chiar dacă vorbea stins, nu s-a oprit de a primi, de a binecuvânta, de a zice o scurtă rugăciune șoptită pentru fiecare pelerin care îi venea la ușă, pentru că ultima perioadă stătea pe scăuneli la ușă, și tot așa l-a găsit și momentul acela în care Părintele a părăsit lumea aceasta mergând la Dumnezeu pe care l-a iubit și pentru care s-a dăruit din tot sufletul. S-a dăruit și pentru noi, pentru că într-una din mărturisirile sale spunea că s-a lăsat de politică, nu mai face, și face politica Sfântului Apostol Pavel, aceea de a face totul ca să-i câștige pe toți. Și cred că toți cei care au călcat pragul Părintelui Arsenie, au primit binecuvântarea și s-au împărtășit de rugăciunea și îndemnul și sfatul Părintelui Arsenie, continuă și astăzi să primească binecuvântare și ajutor de la Părintele, pentru că Părintele nu ne-a părăsit și îl simțim viu în amintirea sfaturilor pe care ni le-a dat, a învățăturilor care au fost consemnate, că Părintele n-a scris, n-a avut timp, el s-a jertfit pentru slujirea Sfintei Liturghii, pentru mărturisire, pentru povață, pentru sfat, astfel încât cărțile care au fost scrise au fost din înregistrările și mărturiile celor care l-au cunoscut. A fost mișcat și bucuros de venirea în al preasfințitului în Dobrogea și spunea că a răscolit pământul să scoată sfinții, pentru că ne aducem aminte de anul 2001, atunci când au început procesiunile, când au fost scoși spre închinare în procesiune și aduși la cripta de la Niculițel sfinții Zotii, Catal, Camasie și Filip. La numai 2 luni de la acest eveniment se descoperă moaștele sfinților Epictet și Astion, tot în același șir de descoperirea lui Dumnezeu. A fost și aflarea moaștelor sfinților de la Adam Cristi, care erau la Institutul de Antropologie din București, și impresionat de suflul pe care l-a adus de
mișcarea de vibrația duhovnicească adusă de înalt preasfințitul, a exclamat când l-a întâlnit, spunând că înalt preasfințite de 2000 de ani vă așteaptă Sfântul Apostol Andrei aici în Dobrogea să revigorați viața creștină. Sigur, noi vom menționa fiecare experiență avută cu Părintele Arsenie. Sunt sigur că fiecare din cei care l-au cunoscut ar putea să scrie o carte sau să povestească experiența pe care au avut-o. N-ar fi rău ca cei care aveți posibilitatea să scrieți câte o mărturie din viața Părintelui, care va rămâne o amintire și va fi un va contribui, să spunem așa, la cunoașterea mai bună a influenței pe care a avut-o Părintele Arsenie față de lumea pe care a întâlnit-o. În adresația voastră, știu că ați avut mare respect și admirație față de Părintele Arsenie și îl cercetați mereu. Vrem să ne împărtășiți din modul în care l-ați cunoscut și l-ați văzut pe Părintele Arsenie, pentru că a fost un, pot să spun așa cum este denumit, un apostol al Dobrogei, încă din 1976, când a venit la Techirghiol, și continuă să propovăduiască mai departe.